O parcare care va deveni importantă pentru accesul în parcul Șipote a fost licitată. Trebuie precizat că investiția va fi realizată de Primăria Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Primarul Ion Lungu a anunțat că au fost prezentate două oferte venite din partea a tot atâtea asocieri cu mai multe firme din Suceava și nu numai. O parcare pe care vrem să o facem în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost licitată, o parcare modernă, și discutam săptămâna trecută cu iar în regim public, sigur că o parte din locuri vor fi și la Arhiepiscopie pentru că este pe teritoriul lor, dar discutam cu cei care amenajează parcul Șipote, au luat această parcare ca și bază de parcare și pentru accesul în parcul Șipote din zona Balada. Deci cumva ar fi bine venit în această zonă, că nu este parcare amenajată, să fie parcare care să mai aibă destinație și pentru cei care merg în parcul Șipote prin zona Balada. Au fost depuse două oferte, deci valoarea de 2.900.000 de lei, două oferte, Casa Design SRL, complet rutier și nu știu care, mă rog, și mulți asociați, așa, și Cheza Suceava, la fel cu mulți asociați, printre care și SEUCT Suceava. Da, sperăm să realizăm această parcare până la sfârșitul anului, care este necesară și la Arhiepiscopie, atunci când sunt evenimente și nu numai, și v-am spus și ca posibilitate de a fi utilizată în zona de acces în parcul Șipote din Balada.